Ascendenții, lumea celor răi. Zâmbesc în continuu. Mă simt ca pisica Cheshire, pentru că râd. Nu ca aș fi invizibilă. Audrey, rochia ta e uimitoare. Îmi place unde ai pus bijuteria. Mersi! Și a ta e super fab, Jor. Și eu nu înțeleg deloc de ce vorbești așa. Nu pot să mă aștept. Cred că explodez. Unde sunt ceilalți? Trebuie să începem. Nu înțeleg importanța bijubileului. Lasă bijubileul. Eu vorbesc de numărul meu muzical. Unde sunt? Vai, mulțumesc, maiestate. Da, îmi plac finalurile fericite. Ta-da. Arăt super, ți-am spus eu. Mersi, dar tot nu cred că mă simt în stare să vin cu voi. Haide, sunt sigură că dacă le spunem că bijuteria ta secretă era blestemată, o să te lase să vii. Nu, nu vreau să iasă scandal, adică alt scandal. Și, mă rog, eu oricum nu primesc nicio bijuterie. E blestemată, deci care-i rostul? Păi dacă tu nu mergi, nu merg nici eu. Mai bine stau aici cu tine. Știi, Ivy, tu chiar ești cea mai bună prietenă care există în lume. Și ce facem? Vrei să probezi coronița mea? Da, cred că te refuz. De ce n-au venit? Păi, Mel nu are voie. Pentru ea, bijubileul chiar n-ar fi amuzant. Știu asta, dar unde sunt Ivy, Freddy și Jane? Crezi că sunt bine? Păi nu vor fi după ce termin eu cu ele. Le-am prins. Haideți, dacă întârziem, Audrey ne sparge ca pe dovleci. Uitați! Hei, cine e băiatul înalt și turcoaz de acolo? Vrea să intre în camera tronului. Hei, elegantule, ce crezi că faci acolo? Arată-te! Hei, unde s-a dus? Nu tu! Ce? Cine este? Permiteți-mi să mă introduc! Eu sunt Zivon, fiul lui Izma și coșmarul vostru!